În urma noii oferte făcute de guvernanți pentru sindicaliștii din educație s-au făcut noi sondaje în unitățile de învățământ pentru a se stabili cu exactitate numărul celor care rămân în grevă. Avem clarificată situația în Sindicatul Școala Pracovei. Din 1654 de membri care la ora actuală se află în grevă, 86 au declarat că sunt mulțumiți și acceptă oferta guvernului și se retrag din grevă, iar 1568 de membri de sindicat, atenție, nu salariați în general, membri de sindicat școala Pracovei, declară că oferta este nemulțumitoare, umilitoare, le încalcă demnitatea de profesori și continuă activitatea de protest. O situație similară este și în celelalte județe. Mai mult, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că vineri 9 iunie peste 20.000 de oameni sunt așteptați la un protest în Piața Victoriei. Majoritatea spun că la ei în județ greva va continua și că oferta guvernului făcută prin memorandum care am înțeles astăzi în presă că nici măcar acela nu va mai fi adoptat de guvern și publicat în Monitor Oficial, oferta aceasta nu este acceptabilă și oamenii vor să meargă înainte cu toate riscurile necesare. Cele 8 zile din luna mai de grevă au fost tăiate la plata salariilor. Între timp, Ministerul Educației a anunțat modificări la regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. S-a stabilit că în anul școlar 2022-2023 numărul minim de calificative note acordate elevului la o disciplină de studiu este de 2 și că situația școlară anuală a elevilor pe clase poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către Consiliul Profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor.